Hamburg. Jonglând cu echilibrul unei prăjini, acest tânăr bitnic părea să-și caute propriul echilibru interior. Am făcut cunoștință cu grupul de care aparținea. Ce faceți? Cum trăiți? I-am întrebat. Cum vedeți? Pictăm, cântăm? Mașini n-avem, nici casă. În schimb, avem soare și aer. Acum, dar iarna? Iarna ne mutăm pe trotuarele unor țări mai calde. Și poliția? Ce spune? Poliția nu-i prea bucuroasă de prezența noastră. În fiecare dimineață ne trezește cu noaptea în cap ca să nu stricăm estetica orașului. Lipsiți de orice năzuințe, de orice idealuri, trăind penibil din mila trecătorilor, acești tineri îmbătrâniți fără vreme locuiau de 6 luni pe trotuarul pe care îl vedeți. Cum s-ar spune, ei neagă societatea în care trăiesc, dar parazitează lamentabil pe seama ei. Întocmai.